ziua, dragi telespectatori! Pentru astăzi ne-am deplasat la Asociația Forestierilor Români, unde o să stăm de vorbă cu președintele asociației, domnul Ciprian Dumitru Musca. Vă rugăm să-l urmăriți. Domnule președinte al Asociației Forestierilor din România, bună ziua! Vă mulțumesc pentru acordarea acestui interviu. Dragi telespectatori, așa cum vă spuneam, suntem la Asociația Forestierilor din România, stăm de vorbă cu președintele asociației, domnul Ciprian Musca. Dumitru Musca, Musca, da. Cu care a avut plăcerea să ne acorde acest interviu. Dânsul este inginer silvic, asta e foarte important de știut, și rugăm pe dumnealui pentru început să facă o scurtă prezentare. Bună ziua, vă mulțumesc foarte mult că acordați importanță Asociației Forestierilor din România și în general activității forestierilor și activității silvice din România. Transmitem salutări și telespectatorilor dumneavoastră și celor care ne urmăresc la această oră. Ne bucurăm că prin intermediul noastră reușim să transmitem un mesaj către români, către populația din România, că avem posibilitatea să explicăm, să arătăm, să spunem de fapt cu ce se ocupă Asociația Forestierilor, cu ce se ocupă forestierii și care este importanța activităților în ceea ce înseamnă economia românească, atât de zi cu zi, cât și a produselor care rezultă din exploatarea și din prelucrarea lemnului. Activitatea mea și experiența mea este publică. Am terminat liceul silvic la Câmpul Lung Moldovenesc în anul 1999, după care am urmat facultatea de silvicultură la Suceava, profil silvicultură, am terminat în anul 2004, după care, anticipând oarecum evoluțiile care vor urma pe partea de digitizare și de informatizare a activităților noastre, am simțit nevoia să mă perfecționez și pe zona de cibernetică și am urmat cursurile facultății de cibernetică și informatică economică tot de la Suceava. Am reușit să finalizez și un doctorat în silvicultură cu domnul profesor Cenușă la Universitatea din Suceava. Doctoratul în silvicultură în domeniul măsurării lemnului, dendrometrie, pe molit, ecuații de regresie și formule de calcul a volumului pentru specia molit, cu aplicabilitate pe zona de nord a României, în județul Suceava. Ca și tehnic, să zicem că am început la Direcția Silvică Vaslui, la Ocolul Silvic Huș, ca șef de district. Spunem așa, după pădurar urmează șeful de district. Cum să spunem, am început de jos, de la district. După care am lucrat în cadrul Direcției Silvice Vaslui la compartimentul de fond forestier. După care am mers să lucrez la Suceava, într-o structură privată de administrare a pădurilor arhiepiscopiei Cerii și Rădăuților. Am activat și în cadrul a două companii de exploatare a masei lemnoase. În cadrul Asociației Forestierilor din România, din anul 2012, ca membru în Consiliul Director. Și o experiență practică și teoretică. Și o experiență practică și o experiență și teoretică, dar știm foarte bine că, cel puțin în zilele noastre, trebuie să ne perfecționăm continuu și să învățăm continuu. Ce face asociația pe care o conduceți? Asociația Forestierilor din România, ASFOR. Asociația Forestierilor din România a împlinit anul trecut 25 de ani, anul ăsta trecem pe anul 26. Este o asociație care, atunci când a fost ea înființată, a avut cumva rolul de a prelua acea parte de reprezentare, dar și acea parte de a realiza acele acte de comerț exterior pe care România le făcea înainte de 1989. Trebuie știut că asociația are ca membri fondatori Universitatea Transilvania din Brașov, dar și principalele companii de exploatare și de industrializare a lemnului, care erau în perioada 1990-1996 în România. Ulterior, asociația s-a dezvoltat spre zona de exploatare a lemnului, pentru că această zonă de exploatare a fost prima care în România s-a privatizat și s-a restructurat. Deci încă din anul 1994 România a început să aibă firme private de exploatare a lemnului și de industrializare și prelucrare primară a lemnului. Și atunci aceste companii private aveau nevoie ca în toată activitatea lor să aibă partea de îndrumare, să aibă partea de
atestare, să aibă partea de coordonare a activităților strict profesionale pe care aceste companii private le dezvoltă. Practic, ASFOR-ul de la începuturile lui a încercat să ducă mai departe această linie economică a exploatării și industrializării lemnului în România, în toată, să spunem, în tot acest, în toată această junglă economică pe care România nu a cunoscut-o până în anul 1989. ASFOR-ul asta face și astăzi, în ziua de astăzi, face partea de atestare profesională, face parte de atestarea activității de exploatare a lemnului, parte de consultanță, parte de reprezentare în instanță. Vom încerca să mai promovăm și alte servicii. Un serviciu va fi Lemn Românesc. Lemn Românesc este un brand pe care noi vom încerca să-l dezvoltăm. Ne-a urcat un pic această pandemie pentru că noi ne propuneam să-l lăsăm pe 21 mai, de ziua forestierului, însă, ținând cont de contextul actual, vom amâna ziua forestierului, nu va mai fi pe 21 mai și vom amâna și lansarea brandului Lemn Românesc, un brand sub care vom încerca să vindem produsele românești din lemn pentru a crește cota de piață a produselor noastre. Eu din afară nu sunt specialist și nu am tangență așa cu domeniul, decât sigur ca orice cetățean care se și informează legat de industria forestieră din România și bineînțeles tăierile de care se tot vorbesc. Voiam să punctez și să vă rog să nu uitați legat de activitatea și de serviciile profesionale pe care dumneavoastră le oferiți. Adică prin aceasta eu înțeleg că pe lângă consilierea juridică pe care oferiți în cadrul asociației membrilor și poate nu numai, și din punct de vedere profesional ale angajaților, înțeleg eu că vă adresați angajaților din industria forestieră. Strict partea de formare profesională, noi suntem momentan în perioada de acreditare a cursurilor de formare profesională pentru meserie de bază, cea de tafist, drujbist, circularist, care va fi un serviciu pe care îl vom oferi membrilor, dar într-adevăr, prin activitatea pe care o facem, ținem continuu membrii informați cu tot ceea ce apare sau cu tot ce schimbări sunt pe zona de activitate profesională de exploatare și industrializare a lemnului. Da. Se mai apreciază meserile în domeniul forestier? Mai sunt căutate? Sunt utile? Meserile în domeniul forestier și în domeniul silviculturii sunt apreciate, cu toate că vedem acest val continuu de denigrare a acestei activități în zona de munte, în zona rurală, pentru că asta trebuie să spunem și asta trebuie să știm cu toții, că activitatea de exploatare și activitatea silvică în general se desfășoară în zona rurală. Noi spunem că în România ruralul nu reprezintă doar agricol, reprezintă și silvic, iar partea de silvicultură în această zonă a ruralului reprezintă aproape 30%. În această zonă a ruralului, în care oamenii au învățat să trăiască în natură și au învățat să folosească resursa de lemn pentru activitatea de zi cu zi, această meserie este încă apreciată. Înainte de anul 1989, deci în pădurile se găseau în Ministerul Economiei Forestiere. După 1989, pădurile au tot fost plimbate, ba la agricultură, ba la mediu. A fost, după care, acest Ministerul Pădurilor, Apelor Pădurilor. Da. Dar chiar dacă ar fi la agricultură, tot influențează mediul, pădurea. Vrem, nu vrem, tot pe la pădurea. Că e la agricultură, că este la mediu, pădurea are o influență foarte mare asupra, odată asupra mediului, dar are o influență asupra mare și a tot ceea ce înseamnă produse ecologice, produse pe care le obținem din materiale regenerabile, reciclabile. Pentru că lemnul este un produs care crește, care pe măsură ce îl recoltez, crește din nou. Lemnul ca produs recoltat, transformat într-un produs finit, poate fi reciclat de mai multe ori și iar într-un final se poate folosi pentru obținerea de energie. Trebuie să abordăm subiectul ăsta a tăierilor de pături, pentru că am văzut că și dumneavoastră aveți niște comunicate de presă, aveți un buletin informativ pe site-ul dumneavoastră. Se taie mult, să începem cu se taie mult. Da, asta e percepția. Bun, în România
noi exploatăm anual posibilitatea dată de amenajamentul silvic. Deci cel puțin de când de 100, aproape 100 de ani de zile de când avem amenajamente silvice, da, suntem la al 8-lea ciclu de amenajare a pădurilor, un ciclu de amenajare de 10 ani, noi suntem la 8-lea ciclu. Da. Și mai este perioada de amenajare din Bucovina, perioada de amenajare austriacă, unde am avut da. Primele amenajamente silvice. Deci, practic, pădurea României a fost exploatată, deci lemnul din pădurea României a fost recoltat în baza unor studii amenajistice, pe care unele țări nu le-au avut niciodată. Deci noi nu am tăiat niciodată mai mult decât ne-a spus amenajamentul, decât da. Științific se poate tăia în România. Lumea are impresia, cetățenii au impresia că pe cealaltă vreme se tăia foarte puțin și se protejea pădurea. Da. Cum este comparația asta? Facem și comparația asta și vorbim și de tăieri. Dacă e să ne uităm istoric, înainte de 1989, maximul atins a fost de 25 de milioane de metri cubi pe an. Maxim care după Revoluție nu a mai fost atins. Deci după Revoluție noi am tăiat în medie un 18-19 milioane de metri cubi anual. Deci practic, dacă e să vorbim strict de volumul de lemn recoltat legal, nu am recoltat nici într-un an de după Revoluție maximul recoltat înainte de 1989. Ceea ce percepe populația. Pentru că, într-adevăr, populația percepe un fenomen al tăierilor. O să zicem o exploatare, poate nu neapărat. Nu, este un fenomen al tăierilor, trebuie să-i spunem că este un fenomen al tăierilor. Acest fenomen derivă din acele lacune pe care noi ca administratori, atât noi ca administratori forestieri, silvici, cât și pe partea cealaltă de menținerea ordinii publice pe zona de poliție, jandarmerie, au fost fenomene pe care statul român nu a reușit să le țină sub control. Și aici ne referim strict de acele zone în care au fost făcute retrocedări, nu e treaba noastră să comentăm cum au fost făcute sau cum nu au fost făcute acele retrocedări, însă în perioada dintre retrocedare și preluarea într-o administrare strictă a pădurilor s-au întâmplat acele tăieri pe care noi astăzi le vedem, care sunt filmate, care sunt prezentate pe canalele media. Și, într-adevăr, acolo s-au produs tăieri în acele zone, în acele terenuri retrocedate, care nu au mai fost administrate sau păzite, s-au produs tăieri. Niște tăieri ilegale. Legale, ilegale, s-au produs tăieri. Deci noi, ca țară, am avut probleme cu tăierile. Deci asta este vizibil, se vede. Deci noi trebuie să facem tot posibilul, să luăm toate măsurile pentru a ne asigura că avem întreaga suprafață a fondului forestier păzită și administrată. În sensul acesta, în ultimii ani s-au luat o serie de măsuri. Vedem că statul oferă sprijin financiar pentru proprietățile mici, pentru a fi luat în bază. Garda forestieră sau foste ITRSV-uri sau ITRSC-uri, la început s-au numit ITRSC-uri, Inspectorat Integrare de regim silvic și cinegetic, după aia ITRSV-uri și, într-un final, Garda forestieră. Inițial ele au fost înființate strict pentru a monitoriza aceste proprietăți private, ulterior au primit această acoperire națională pentru a verifica tot ce înseamnă fond forestier național. Dar important este ceea ce vă spuneam, că statul a început să se implice în finanțarea pazei și administrării pădurilor, adică acolo unde proprietarii și-au abandonat proprietatea, pentru că și acolo sunt furturi. Unii proprietari și-au abandonat proprietatea și nu mai păzește nimeni, întotdeauna ca orice proprietate vedeți dumneavoastră, că da, trebuie să fie o pădure. E părăsită, o casă părăsită, da. în timp este devalizată, este distrusă. Da. Ei, statul a înțeles lucrul acesta și a început să finanțeze această preluare în paza pădurilor și paza pădurilor, iar pe ultimele date care le am eu, de la începutul anului, din 400.000 de hectare care erau nepăzite, mai sunt undeva la 180.000 de hectare care trebuie să fie edificate și preluate în pază. Cine administrează pădurile în România? În România... Și cine are responsabilitatea juridică? Bun, în România avem la ora actuală proprietăți de stat și proprietăți private. La proprietăți private includ toate proprietățile private, nu mai fac o separare a lor pe obști, da. Posesorate, biserică. Da. Deci avem proprietățile statului și proprietățile private. Indiferent de cine deține. Că vorbim de primărie, că vorbim de persoane fizice, juridice. În ceea ce privește proprietatea statului, ea este administrată de Regia Națională a Pădurilor, care, pe lângă proprietatea statului, mai oferă servicii sau administrează și proprietăți private.
acolo unde proprietarii sau pentru cine cere, probabil sau adresate Regiei Naționale a Pădurilor pentru asigurarea serviciilor de pază sau de administrare. Pentru celelalte păduri private, în România, proprietarii își pot constitui ocoale silvice de regim. Nu le mai spunem ocoale silvice private, le spunem ocoale silvice de regim. La ora actuală, în România, avem administrat de către stat 48% din suprafață și administrat în formă privată și administrat de către ocoale private 52% din suprafață. Da, deci e mai mult, puțin mai mult în proprietate privată. Istoria așa a fost. Deci dacă ne ducem la nivelul anului 1948, când s-au făcut naționalizările în România, în România proprietatea privată era majoritară față de proprietatea statului. Deci România până în 48 era caracterizată prin proprietăți private. Deci asupra înțelegem pădurii. Că în România e pădurea administrată 52% de privat și 48% de către stat prin Regia Națională a Pădurilor. Cine are responsabilitatea juridică până și la privat și la... Responsabilitatea juridică este a administratorului. Deci pentru toate pagubele care se produc, administratorul răspunde. Pădurea este la ora actuală unul dintre mecanismele reale care ne poate ajuta în această stocare a carbonului. Pentru că, pe de o parte, absoarbe dioxidul de carbon, elimină oxigenul, iar prin recoltarea lemnului, da, și folosirea lui în special în construcții sau în alte produse de lemn cu durată lungă de viață, noi reușim această stocare a carbonului. Prin stocarea carbonului se înțelege curățarea aerului, nu? Prin stocarea carbonului curățăm aerul și refacem acel echilibru necesar pentru a aduce acel plus de care noi avem nevoie în a repara mediul. Vă spuneam înainte de începerea interviului că am vizitat o țară și acolo serviciile statului sunt preluate foarte mult de instituțiile private. În speță dumneavoastră, din câte înțeleg, au acordat servicii de atestare pentru forestiere, nu? Este da, adevărat. Da. Puteți să ne mai completați câteva cuvinte, da, urmând să vă întreb. Da, una dintre activitățile, unul dintre serviciile pe care Asociația Forestierilor le oferă firmelor de exploatare este acesta de eliberarea a certificatului de atestare. Certificatul de atestare este acel document în baza căruia un operator economic, că vorbim de o companie, că vorbim de o persoană fizică autorizată, că vorbim de un ocol silvic, poate să desfășoare activități de exploatare a lemnului în fond forestier pe teritoriul României. Comisia de atestare împlinește anul acesta 25 de ani. Deci, practic, 25 de ani, Asociația Forestierilor oferă aceste certificate de atestare companiilor care efectuează lucrări de exploatare a lemnului în România. Da, practic oferiți un certificat de bună practică sau un prin fel acel, de certificat profesional? Este un certificat profesional. Prin acel certificat atestăm faptul că compania respectivă deține utilaje forestiere, compania respectivă deține un specialist cu pregătire silvică și acea companie nu depășește volumul de lemn pe care îl poate recolta în funcție de capacitatea utilajelor sau specialistului silvic pe care îl are. Da. Este, sunt 25 de ani de când ASFOR-ul face această activitate, este și aici încă mult de lucru pentru a dezvolta în continuare această certificare a capacității operatorilor economici de a desfășura activități de exploatare a lemnului. Însă este bine că într-o asociație profesională care practic lucrează cu o breaslă, iar această familie, cum spunem noi, are unde să crească, cum să crească și unde să meargă, să ceară sfaturi, să găsească soluții. Este un lucru foarte, foarte important că reușim să oferim aceste servicii. Eu vreau să vă întreb în contextul în care spuneam că dumneavoastră ați și preluat un serviciu pe care îl faceți pentru statul român. Asta vine și ca o confirmare a profesioniștilor pe care aveți și specialiștii în cadrul asociației, așa cum spuneați, Da. Astăzi sunt e vorba de niște profesori universitari. În România, să știți că în România genul acesta de servicii
Pe partea de silvicultură... Nu suntem singuri. Nu suntem singuri. Mai există Progresul Silvic, care oferă acele atestate pentru lucrările de împădurire, pentru lucrările de îngrijire și de împădurire a terenului. Deci nu suntem singuri care oferim astfel de servicii. Nu suntem singuri care oferim astfel de servicii. Există Asociația Forestierului, există Progresul Silvic, sunt mai multe. Și pe de altă parte, v-am spus, este un lucru normal. Avem Asociația ale Evaluatorilor, care oferă drept de practică evaluatorilor. Avem barouri ale avocaților, care oferă drept de practică avocaților. Dacă vrei să te specializezi, în mod normal și e bine să găsești acele mecanisme prin care brezele să se poată dezvolta. Pentru că în astfel de meserii în care este nevoie de continuitate, nu poți să mergi pe ideea că hai vedem ce facem astăzi, mâine nu interesează. Nu, trebuie să ai continuitate. Și asta vă spuneam, deci am ajuns la 25 de ani de funcționare a Comisiei de Atestare în cadrul Asociației Forestierilor. Am văzut că oferiți îndrumare pe site-ul dumneavoastră membrilor și pentru obținerea cazierului... Pentru obținerea cazierului judiciar a fost acum, în această perioadă, a fost un pic mai dificil pentru că și instituțiile sunt închise. Instituțiile statului și-au redus activitatea și atunci ar trebui să oferim toate informațiile necesare pentru ca firme de exploatare să-și continue activitatea. Este foarte important. Este foarte important ca în aceste momente în care efectiv economia s-a oprit, acolo unde activitatea poate continua, oricât de mare sau de mic ar fi ea, este important să continue. Pentru că scade povara statului, aduce bani la bugetul de stat, iar în momentul în care va reîncepe economia să funcționeze, în care se va relansa economia, acele companii mici, mari, așa cum sunt ele, sunt acolo în piață, nu s-au închis și pot porni. Și iarăși, asta înseamnă că presiunea pe stat pentru a relansa această activitate va fi mai mică. Vreau să vă întreb legat de ce vorbeam, de cine are responsabilitatea juridică, de cine administrează, ce părere aveți dumneavoastră ca și specialist? Poate greșesc, vă spuneam că cum am văzut eu prin străinătate, dacă tai un arbore, îți trebuie tot felul de avize, tot felul de asta, da. Durează mult, e o bătaie de cap. Și de asta voiam să vă întreb, cum vedeți dumneavoastră? Fac bine ei acolo? Așa ar trebui să fie? La noi se taie avizele și totul se obține ușor? Adică, cum e? Știu că dacă un cetățean vrea să taie un pom care îl deranjează în fața casei, trebuie să ia multe avize și nu are voie și așa. Da. Cum vedeți asta ca și specialist? Da. Prima responsabilitate a proprietarului este să-și îngrijească proprietatea. Noi, de multe ori, proprietatea sa forestieră este precum un copil. Da? În momentul în care ai o proprietate forestieră, ai și multe obligații și multe responsabilități. Și trebuie să ți le duci la îndeplinire. Și prima obligație a ta, ca proprietar, că ești privat, că ești stat, să te asiguri că proprietatea forestieră pe care tu ai este administrată și păzită. Asta este prima obligație pe care tu, ca proprietar, o ai. Dacă este să ne referim la partea de obținere de documente sau partea legislativă, din păcate sau din nefericire sau, nu știu, poate opinia publică nu știe, România este unul dintre cele mai restrictive state din Europa în ceea ce privește legislația silvică. Deci noi avem cea mai restrictivă legislație în domeniul recoltării lemnului. Cu toate acestea vedem că la noi știrile negative cu privire la recoltarea lemnului abundă. Deci se pare că cu cât am înăsprit legislația, cu atât rezultatele nu au fost poate într-o direcție pozitivă. Deci în România nu se găsește în rândul statelor cu o legislație relaxată în ceea ce privește recoltarea lemnului. Avem o legislație dură, o legislație foarte stufoasă, trebuie să respecti foarte multe reguli. Ca să recoltezi un arbore, da, nu vorbim de partea de arbori care se află pe domeniul public sau care se află în curți, ci ca să recoltezi un arbore din pădure, dacă vorbim de proprietăți amenajate, în primul rând trebuie să ai un amenajament silvic. De la 100 de hectare în sus, proprietarii sunt obligați să aibă un amenajament silvic. Deci, practic, ne întoarcem la ceea ce vă spuneam la început, că în România marea majoritate a lemnului se recoltează în baza unor amenajamente silvice. După care, de la pornire la acel amenajament silvic în care se spune ce lucrări ai voie să faci și ce nu ai voie să faci, pornind la acele lucrări, silvicultorul merge în teren, pune în valoare acei arbori,
întocmește actul de punere în valoare, emite acea autorizație de exploatare, după care firma de exploatare sau poporul merge în pădure, recoltează lemnul și lemnul ajunge așa în piață, este prima punere în piață a lemnului. Deci este o șiruire de acte ca să poți să recoltezi un lemn. Nu mai spunem că pe partea când se face exploatare, sunt controlele exploatare, minim două, cu predare, cu reprimire. Deci legislația românească este destul de restrictivă și presupune o serie de... Bănuiesc să se respectă toate actele astea, actele pașii... se respectă. Pașii și actele nu, se respectă. Nu s-ar putea actele și pașii se respectă. În Europa, cred că suntem, din Uniunea Europeană, am mai rămas doar două țări, noi și Italia, în care aplicăm ciocanul de marcat. Fiecare arbore care urmează a fi exploatat are acea amprentă a unui dispozitiv de marcat unic, care silvicultorul merge și face punerea în valoare. Deci există un set de reguli și un set de documente care trebuie completate și care trebuie folosite pentru a dovedi legalitatea recoltării lemnului. După ce lemnul a ajuns în acea platformă primară și urmează a fi expediat pe drumurile publice, avem acel sistem de trasabilitate a lemnului care este unic în lume, în care în momentul în care ai încărcat un camion cu lemn, ai și introdus toate datele mărfii într-un sistem electronic în timp real, care permite oricărui cetățean care deține un telefon mobil sau care are acces la internet să verifice dacă acel transport este legal sau nu este legal. Dacă acel transport apare în sistem, înseamnă că este legal. Dacă nu apare în sistem, înseamnă că nu este legal și poți să suni la poliție. Ați punctat foarte bine că orice cetățean poate verifica. Spune da, deci cetățean absolut orice poate verifica dacă, de exemplu, vede o mașină. Este foarte simplu. În primul rând, dacă vrea să-și instaleze aplicația, să o aibă la îndemână tot timpul, intră în Google Play și Android și se descarcă inspectorul pădurii și se instalează și rămâne instalat. Așa se numește aplicația. Așa este aplicația. Aplicația se numește inspectorul pădurii, funcționează în România din anul 2014. Bine de știut. Dacă nu vrea să-și instaleze pe Android această aplicație numită inspectorul pădurii, o poate folosi direct într-un browser web, pe orice sistem de operare, accesează www.inspectorulpăduri.ro și acolo poate să verifice pe de o parte în funcție de numărul mașinii, introduce numărul mașinii și vede dacă există aviz sau dacă nu există aviz, poate să verifice, gândiți-vă că pentru un operator economic sau pentru un autovehicul, se poate verifica și istoricul transporturilor. Deci introduce... Cineva se îngrijește ca toate datele astea să fie încărcate în program da, respectiv. Da, cineva se îngrijește. Toate firmele de exploatare, toate firmele sunt obligate să introducă aceste date în acest portal. Practic nu au pot... oameni special nu pot să, care fac treaba asta. Da, nu poți să transporti lemn în România dacă nu ai introdus datele în acest portal. E un portal care funcționează. Este un portal al statului român, administrat de statul român și practic tu ca să poți să transporti lemn în România trebuie să introduci datele transportului în acest asta portal. E o transparentizare foarte bună și utilă și unică rezolvă, și unică în lume. Rezolvă probleme, adică n-ar mai fi fake news-ul dacă s-ar accesa site-ul ăsta, s-ar ști și să merge pe firul legal. Dacă cineva a greșit, poate fi tras la răspundere. Da, dacă oricine greșește, deci practic dacă a ieșit în drum public cu o încărcătură de lemn fără să o ai declarată, fără să ai acel aviz și acel cod unic dat de aplicația U-Tracking, acel material nu se confiscă. Fiecare exploatare forestieră în lucru are acea placă în care, acel panou informativ, în care găsești UP-ul, UA-ul, OCOL-ul, operatorul economic care face exploatarea, autorizația de exploatare. Ei, în inspectorul pădurii ai posibilitatea să introduci numărul APV-ului și vezi dacă este sau nu este autorizație emisă pentru acea suprafață. Aveți un buletin informativ pe site-ul dumneavoastră și acolo vorbiți de dați un drept la replică pentru conducătorul Partidului Verzilor legat de ceva ce s-a întâmplat la Suceava. De asta. Aș vrea, dacă sunteți amabili și considerați că ar fi bine, să spuneți și aici, să le luăm cumva pe rând, că am văzut că sunt multe puncte de vedere pe care dumneavoastră vreți să le clarificați. Asta și în contextul fake news-ului de pe piață și în contextul care ministrul pădurilor a apărut chiar în pădure. Apropo, și doborâturile de vânt
sunt niște cazuri, adică unele păduri sunt trebuie... Sunt calități naturale. Care, adică lemnul trebuie exploatat, valorizat și da. Recuperat cumva de acolo. Dacă e să începem cu produsele accidentale da. Sau acele doborâturi de vânt, sunt produse extraordinare care sunt urmarea unor calități naturale, care clar nu ne dorim să le avem. În schimb, acel lemn trebuie recoltat într-un timp foarte scurt. Deci procedurile trebuie procedurile trebuie simplificate foarte mult, iar acel lemn trebuie exploatat rapid din două considerente. Pe de o parte, un considerent fitosanitar, pentru că acele suprafețe cu o cantitate foarte mare de lemn reprezintă focare pentru pădurea sănătoasă, mai ales în zona rășinoaselor, unde avem acele atacuri de ipide, care, și avem acele uscări ale pădurii sănătoase, urmare atacurilor de ipide, este absolut necesar și este absolut obligatoriu ca acel lemn să fie recoltat foarte repede, tocmai pentru a se păstra o stare de sănătate bună a pădurii. Și bineînțeles, și din punct de vedere economic, fiecare lună contează. 3, 6, 9, după un an deja lemnul respectiv nu mai poți folosi în industrie, poate ce mult la plăci, dacă nu, în cel mai rău caz, ca lemn energetic în centrale de producere a energiei. Deci, practic, cu cât se întârzie recoltarea acelui lemn, pierderile sunt uriașe atât pentru mediu, pentru că se vor infesta arborete sănătoase din apropiere, cât și economice, pentru că lemnul respectiv își pierde foarte mult din valoare. Da. Legat de, mergem mai departe și vorbim despre cele drepturi la replică care noi le-am dat în ultima perioadă. Într-adevăr, în ultima perioadă au fost foarte multe atacuri la adresa economiei forestiere și a zonei de administrare a pădurilor, dar și a zonei de exploatare și industrializare a lemnului. N-am înțeles de unde a venit dintr-o dată acest val. Da, a fost toată lumea a stat în casă, s-au filmat niște camioane cu lemne sau niște imagini mai vechi și acum a fost un val de, nu știu, de, a fost o opinie, așa, s-a dorit sau... Posibil că a fost un val, da. Posibil că a fost o opinie, posibil da. Că... Că se taie, noi stăm liniștiți și pădurile se taie, cam așa ceva. Noi stăm liniștiți, pădurile se taie, știți cum e, întotdeauna, așa cum am mai spus, ca cineva să stea liniștit, altcineva trebuie să muncească. Nu va exista niciodată în lumea asta să putem să stăm toți liniștiți. Da, deci noi stăm liniștiți în casele noastre pentru că jandarmeria, poliția lucrează. Dacă jandarmeria și poliția... Pădurare, forestiere și fac treaba că ne încălzim. Exact, dacă jandarmeria și poliția n-ar lucra, noi n-am putea să dormim liniștiți în case. Da, exact. Da. Dacă silvicultorii și forestierii n-ar lucra, ne întoarcem. N-am avea hârtie igienică, n-am avea hârtie, n-am avea căldură, n-am avea lemn de foc, n-am avea mobilă. Da, dacă sistemul sanitar n-ar funcționa, am fi bolnavi, am stat niște în casă, dar bolnavi. Exact. Deci, în această societate, fiecare meserie, fiecare ramură își are locul ei. Efectiv, a fost pe valul acesta de emoție, pentru că la un moment era chiar o glumă, circula o glumă în zona noastră, când nu se mai vorbește despre divorțuri pe la televizor, se vorbește de lemn. Deci e a doua temă în România care face rating apropiat de cel al cantanului. Pentru că influențează mediul și toată lumea e interesat de viața. Exact. Și nu știu dacă, pe de o parte, influențează mediul și fiecare dintre noi suntem interesați să trăim într-un mediu sănătos. Pe de altă parte, măsurile habarniste care se pot arunca în domeniul ăsta au impact în termen foarte lung. Da? Dacă eu vin astăzi și spun de mâine, oprim totul. Rezultatele se vor vedea în 10-15 ani. Deci, practic, cel care a luat o măsură greșită nu poate fi tras la răspundere mâine. Dacă eu mâine iau o măsură greșită în agricultură, rezultatele mele se văd la toamnă și pot fi tras la răspundere. Da, în silvicultură e un pic mai greu. Și atunci se pedalează mult pe zona asta. Au venit, în primul rând, au venit acele atacuri să oprim complet lucrările la pădure, un termen de X ani. E o măsură mai veche care tot este încălzită, tot este vehiculată în România. Este o măsură proastă. Nici o țară din Europa sau din lume nu a oprit tăierile. Pădurea noi o recoltăm treptat. Da? Deci noi, practic, din pădure recoltăm ceea ce natural s-ar pierde. Deci noi nu recoltăm nu forțăm pădurea. Recoltăm din pădure acel lemn
care oricum în mod natural s-ar pierde prin eliminarea naturală. Deci gândiți-vă că în pădurea naturală plecăm de la milioane și ajungem la sute. Da? În pădurea care o cultivăm, în pădurea care noi o creiem, în pădurea, așa este în păduri, da? Unde avem, unde facem în păduri, plecăm de la scheme de 4.000, 5.000 de arbori la hectar și ajungem la sute. La ultima tăiere mai rămân câteva sute. Pentru că și arborele, ca orice ființă vie, crește. Ca să crească, de ce are nevoie? Are nevoie de spațiu și de lumină și de apă. Da? Ca să aibă spațiu, ce face? Îi elimine pe cei din jurul lui. Deci, noi nu facem nimic altceva decât în tot acest timp, toată această 100, 120, 140 de ani, cât durează din momentul plantării unui arbore până în momentul în care ajunge la maturitate, ajunge la acel punct maxim, după care el intră în declin, în toată această perioadă, noi efectiv recoltăm acel surplus, acea creștere. Lângă zona Znagov aici, s-a tăiat undeva la drumul principal și acum se e puiet unde s-a tăiat. Da, crește nou, crește nou. În 7 ani acolo va fi închistarea de masiv, în 10 ani deja e... Da, asta, să nu uităm ceva, am întrebat legat unde vedem noi, că acolo e tăiată... Deci unde, peste tot, pe unde, pe marginea drumului sau pe chiar pe marginea drumului rutier, în form forestier, acolo unde efectiv vedem că a fost îndepărtată pădurea bătrână, din urmă, practic, fie s-a făcut regenerare naturală, fie crește singură, fie s-au făcut plantări, fie au fost plantați arbori care vor crește. Practic, în 7-10 ani, acolo vom avea din nou prima etapă a vieții unei păduri, desișul. Acolo vom avea desișul. V-am spus, este un context a ceea ce s-a întâmplat în această perioadă. Deci, efectiv, în această perioadă, zona politică, să spunem, zona unor instituții ale statului, au ieșit cu o serie de puncte de vedere fără a ține cont de punctul de vedere sau de părerea specialiștilor sau de părerea celor care efectiv fac această meserie zi de zi. Doar informându-te de pe Facebook, doar informându-te din ONG-uri, din zona ONG-urilor de mediu, din zona unor pagini tot de Facebook anonime, nu ai să poți niciodată să vezi impactul unei măsuri pe care tu poți să o iei sau tu pe care tu poți să o duci la îndeplinire prin funcția pe care tu o ai. N-am înțeles niciodată de ce, în cazul nostru, al României, comisiile parlamentare nu au acest dialog cu asociațiile profesionale sau parlamentare nu au dialog cu asociațiile profesionale. Zilele acestea voi publica un sondaj de opinie care l-am făcut în rândul membrilor Asociației Forestierilor. Printre întrebările la care am solicitat răspuns, una a fost o întrebare, se referea la faptul ați fost sunat sau întrebat în această perioadă de un politician despre modul cum vă desfășurați activitatea? 98% din răspunsuri a fost că nu. În momentul în care tu ca reprezentant al statului, da, sau tu ca și parlamentar în Parlamentul României vii cu o lege de interzicere, tu practic arăți că nu ai deloc încredere în instituțiile statului român. Tu practic arăți că instituțiile statului român nu există. Da? Deci în momentul în care eu îmi închipui că nu mi-a spus nimeni sau n-am văzut o statistică care să-mi arate că ceea ce spun eu este și adevărat. Eu așa cred eu, da? Așa cred că în România există un anumit fenomen infracțional pe care eu, ca parlamentar, cred că îl pot stopa dacă dau o lege de interzicere. Păi de tot acest fenomen se ocupă Garda Silvică, Poliție, Jandarmerie, ANAF, Poliție de Frontieră. E o mână de instituții, da? Sunt zeci de mii de oameni care supraveghează acest fenomen. În momentul în care tu vii cu asemenea lege, practic ai discreditat tot sistemul statului de apărare. Ce părere aveți despre piața de, cum să zic, de lemn, de, ziceți dumneavoastră, cum să o numesc? Piața de lemn internă, externă, despre care de interna, să... externă, aș vrea. Piața e... Am înțeles că vine din urmă, cumva, de vrgea de câțiva ani din Ucraina, lemn foarte, foarte bun și la preț foarte... Noi acum, dacă este să vorbim strict de ceea ce se întâmplă în piața lor actuală, în România, să începem cu România.
Noi, la ora actuală, în România, importăm aproape 3 milioane de metri cubi. Aceste 3 milioane de metri cubi le importăm din Europa și din spațiul ex-sovietic. În Europa, știm noi foarte bine, într-adevăr trebuie să transmitem și opinie publice, în Europa există un atac puternic de insecte în zona Germania, Austria, Cehia, Slovacia și doborâturi de vânt în zona Italiei, volume foarte mari, care efectiv au inundat piața europeană de lemn rotund și aceste volume foarte mari au pus, să spunem, o presiune foarte mare și pe produsele românești. Neapărat că aducem lemn de acolo și îl prelucrăm în România, dar prețul lemnului a scăzut foarte mult la nivel global și atunci, în mod firesc, și noi suntem afectați, pentru că și noi a trebuit să ieșim cu produse mai ieftine și automat ieșim cu produse mai ieftine, oferim și administratorului la pădure un preț mult mai mic pentru masa lemnoasă. Suntem o piață competitivă în România cu celelalte țări? Putem să facem față? Suntem competitivi. Avem calitate și... Suntem competitivi în comparație cu celelalte țări, da. Dar știți cum e, peste tot este loc și de mai bine. România la ora actuală face față, adică suntem în continuare prezenți pe toate piețele europene, suntem pe piața internă, adică poate pe zona de lemn putem spune cu mândrie că nu importăm. Deci zona de lemn reușim să acoperim necesarul intern, tot ce înseamnă lemn de foc, lemn de construcții, exportăm. Gama de produse este destul de variată, producem, dacă să pornim de la bază spre vârf, producem cherestea, producem panel, producem OSB-uri, producem plăci, producem peleți, ceva celuloză, încă se mai produce în România. Practic, cred că avem toată gama de produse. Ce este important, așa cum spuneam, că importăm, prelucrăm și exportăm, asta înseamnă că dăm plus valoare, suntem o economie puternică care reușește să dea plus valoare. Este bine și este important că în România s-au luat o serie de măsuri pentru a se asigura acel echilibru între companiile foarte mari, cu un potențial foarte mare de dezvoltare și de capital, și companiile mici. Este un echilibru firesc, un echilibru normal și aici mă refer la faptul că în România o companie nu poate să depășească pragul de 30% în piață și practic astfel lasă liberă competiția și între companiile mici, deci practic poți să vii să faci monopol pe piața lemnului în România. Deci avem dezvoltate companii mici, avem dezvoltate companii foarte mari, avem, facem construcții din lemn, case din lemn. E bine ca acest segment al caselor din lemn să-l dezvoltăm foarte mult. Poate că guvernul României va fi interesat, dacă tot vorbim de relansare, va fi interesat pe o relansare a economiei pe construcții din lemn, pentru că toată Europa e interesată de construcții din lemn. De ce beneficiar ar aduce o casă de lemn în comparație cu O casă de lemn aduce foarte multe beneficii. În primul rând, este un mediu mult mai plăcut pentru organismul uman. Organismul uman se simte mult mai bine într-o casă din lemn. O casă din lemn este energetic mult mai eficientă. Se poate ajunge până la casele pasive din lemn, adică casele zero energetic. Oricum, o casă din lemn consumă mult mai puțină energie într-o casă din lemn consumă puțină energie pentru a încălzi iarna și pentru a menține răcoroasă vara. Deci lemnul, practic, este un izolant. Îți construiești o casă dintr-un material izolant. Dar lemnul la bază este un material izolant. Emisiunea noastră e bine că v-a adus în prim plan, pentru că oamenii cred că au ceva de învățat și de auzit de la dumneavoastră și vă mulțumesc încă o dată pentru amabilitatea de a ne acorda acest interviu. Eu vă mulțumesc foarte mult că v-ați făcut timp și ați venit până la noi să ne ascultați punctele de vedere, părerile. Este bine să discutăm, este bine să ne prezentăm corect punctele de vedere, este bine să ne informăm și lucrurile astea le putem face prin intermediul dumneavoastră. Prin intermediul dumneavoastră putem să informăm populația, putem să informăm cetățenii legat de activitatea noastră, legat de importanța activității noastre, legat de importanța activității pădurii. Ca și mesaj,
În primul rând trebuie să avem curajul să trecem peste această problemă, peste să depășim aceste momente care sunt efectiv într-adevăr grele pentru toți. Această perioadă de izolare care a venit într-un moment în care, să spunem, noi eram obișnuiți să stăm mai apropiați. Da? Sărbătoarea Paștelui, slujba de înviere, poate că este singurul moment din an în care efectiv ne strângem toți în jurul acestui stâlp al nației românești numit biserică. Și eu cred că din această experiență urâtă prin care trecem acum, asta ar trebui să învățăm cu toții, să ne întoarcem înapoi la satul românesc, să ne întoarcem înapoi la obiceiurile noastre, să ne întoarcem înapoi la acel meșteșug care îl făcea fiecare în zona sa, în atelierul său, în comunitatea sa, prin care să creăm mai multe locuri de muncă, poate să ne și obișnuim sau să ne mulțumim cu mai puțin și bine să începem să investim în comunități, să investim în oameni, să investim în acele lucruri care practic au ținut legat acest popor. Aceasta a fost ediția Viața la zi de astăzi. Vă urăm o săptămână bună și să ne vedem cu bine data viitoare.